Stefan nu pierdu vremea în ce privea lucru pe proprietatea sa. Cu banii pe care îi primise pentru proiectul unei clădiri cu birouri din Vacaville, își aduse o echipă și se apucă să renoveze clădirea din Rockville. Se duse într-o piață și angajă zilieri mexicani pentru a scoate pietrele din vechea fundație, pentru a îndepărta mortarul învechit și apoi pentru a spăla și stivui pietrele în spatele clădirii. Stefan îi puse să excaveze o groapă adâncă de mai bine de 1 metru în pământ. Pregăti fierul armat pentru placa fundației și făcu cofrajele pentru un zid. De îndată ce turnară cimentul, doi zidari ridicară zidul până la nivelul solului. Stefan aranjă el însuși vechile pietre din fundație, aranjându-le în rânduri de piatră neagră și albă, pentru a crea un model pe soclul ce se înălța aproape de 1 metru deasupra pământului. Trecură 2 luni înainte ca pietrele să fie rearanjate. Apoi înălța acoperișul dărăpânat cu o jumătate de metru, îndepărtă și înlocui grinzile distruse, acoperi cu țiglă și reconstrui frontispiciul. Angajă și un electrician pentru a schimba vechea instalație electrică și tabloul învechit, și un instalator care să modifice toată instalația arhaică. Îndepărtă vechiul mobilier de baie și comandă reproduceri după cadre, chiuvete și garnituri cu patină antică. La ușa din spate și la baia de la parter avea să construiască rampe de acces pentru persoane cu dizabilități. După ce termină fundația și renovase toată rețeaua electrică și instalația, se mută de la parter și începu să lucreze la apartamentul de la etaj. Trecuse mult timp de când se apropiase de finalul unui proiect, dar se simțea bine, în ciuda faptului că își zdrobise degetul mare, se tăiase și își făcuse vânătăi peste vânătăi și avea dureri musculare în fiecare seară când se prăbușea în pat. Bețivanul orașului se uita pe geam în casă tot la câteva zile. Avea un umblet ciudat care îl făcea pe Stefan să se gândească că probabil avea mai multe de-a face cu o dizabilitate de-a lui și nu cu cantitatea de riplă pe care o bea. Și alți cetățeni din Rockville se opriră și intrară să vadă cum progresau lucrările. Majoritatea îl credeau pe Stefan un excentric pentru faptul că cheltuia atât de mulți bani pe o construcție din mijlocul unui oraș uitat de lume, cum era Rockville-ul, chiar și primarul. M-aș muta aici dacă mi-aș permite. Mi-am scos casa la vânzare de 3 ani, dar nu am primit nicio ofertă, îi povestise el lui Stefan. Timpurile se schimbă. Oamenii se mută tot mai departe de locul de muncă. Am auzit, așa mi s-a spus și mie. De ce nu candidați pentru postul de primar? Stefan scutură din cap. Nu sunt politician. Nici eu. Stefan îl zări pe bețivan peste drum și își ridică mâna salutându-l. Omul îi întoarse spatele și se prefăcu să se uită în vitrina unui magazin. Acela este Jacques Bodin. Primarul scutură din cap. Tristă poveste, la fel ca multe altele din orașul acesta. Trăiește în parcul de rulote din capătul orașului. Primul loc prăpădit pe care îl văd oamenii când intră în Rockville. Trăiește din banii de handicap. Data următoare, când Jack se uită pe geamul din față, Stefan deschise ușa de la intrare. Intră și uită-te prin casă. Jack făcu un pas înapoi. Scuze, n-am vrut să deranjez. Oricine dorește poate să intre și se uite. Și tu ai putea intra. Își întinse mâna și se prezentă. Acum că îl vedea mai de aproape, își dădu seama că Jack nu putea avea mai mult de 30 de ani. Încurcat, Jack intră. Face o grămadă de mizerie. Stefan izbucni în râs. S-ar putea spune și așa. Obișnuiam să fac și eu așa ceva. Jack își scărpină barba nerasă în timp ce privea în jur. Tâmplărie? Să restaurez case. Iar eu obișnuiam să fac ce faci tu. Îmi plăcea grozav scociu. Nu-mi permit scoci. O travă e tot o travă, nu contează cât costă. Nu pari genul. Și care ar fi genul acela? Un ratat. Era limpede că auzise adesea cuvântul acela. Mi-am pierdut soția, mi-am pierdut fica.
Aproape mi-am pierdut și afacerea. Am ajuns până la fund de tot și am rămas acolo multă vreme. Am trecut prin 6 luni de dezalcoolizare la un centru al Armatei Salvării. Iar de atunci trăiesc fiecare zi la rând. Așeză o scândură pe 2 capre. Cât timp a trecut de atunci? 12 ani. Împinse rândeaua de-a lungul marginii scândurii, apăsând-o intenționat cu toată greutatea. M-a ajutat să am prieteni cărora să le dau o socoteală. Samuel Mason fusese un dar ceresc. Jack tresări. Strici lemnul acela. Stefan se îndreptă de spate. Poftim. A trecut mult timp. Nu poți fi mai rău ca mine. Îl privi pe Jack de aproape. Nu era rău deloc ceea ce vedea. De cât timp nu ai mai avut o slujbă? 1 an și jumătate. Nu mi-am terminat ultimul proiect. De ce nu? Am căzut. Mi-am rupt amândouă picioarele. Am stat 6 luni în spital. Am ajuns dependent de medicamentele de durere. Am dat faliment. Făcu o mișcare lină de-a lungul suprafeței, rezultând o buclă perfectă de lemn. Apoi lucrurile au luat-o de-a dreptul razna. Un alcoolic cu simțul umorului. Stefan îl simpatiza. Jack arăta de parcă ar fi trăit într-un cartier sărac din Bosnia de prea multă vreme. Era jigărit, cu părul lung și neîngrijit. Avea nevoie de o baie, un ras, niște haine curate și o pereche nouă de bocanci. Băutura nu o să te ajute să te repui pe picioare. Primește sfatul acesta din partea unui cunoscător. Nu, dar mă ajută să uit. Ce să uiți? Jack îi oferi un zâmbet obosit și cinic. Ce ești tu, un psihiatru care se distrează în weekend? Sunt arhitect și contractor. Stefan zâmbi. A trecut ceva vreme de când am făcut munca adevărată. Ai face bine să rămâi la planșeta ta de proiectant sau o să irosești o grămadă de lemn de calitate. Mi-ar prinde bine un om priceput. Ai face bine să cauți unul. Jack privi din nou în jurul său încet, abătut. Sunt alcoolic, întreabă pe cine vrei în oraș. Nu sunt sigur că aș putea face asta. Stefan avea impresia că Jack nu vorbea doar de tâmplărie. Tocmai ai făcut primul tău pas spre sobrietate, prietene. Adevărul este că nu poți. Supraveghetorul meu de la centrul de dezalcoolizare mi-a spus ceva ce a rămas cu mine de atunci încoace și m-a ajutat să trec peste zilele când gura mi-e uscată și am senzația că o să mor dacă nu beau ceva. Eu nu pot. Dumnezeu poate. Îmi voi preda toată voința lui Dumnezeu. Te ajută dacă crezi în Dumnezeu. Dă-i o șansă. O să te surprindă de fiecare dată. Nu știu. Asta va fi o condiție pentru angajare? Nu. Dar eu sunt creștin, iar Isus este centrul a tot ce sunt acum și ceea ce vreau să fiu de aici înainte. El îmi dă puterea să ajung la capătul unei zile fără să beau. Așa că dacă vrei să intri în proiectul acesta, vei auzi o mulțime de lucruri despre el în timp ce lucrezi. Jack privi din nou în jur. E mai bine decât politica. Stefan chicoti. Ce ai spune să mergem mai întâi să mâncăm de amiază? Am câte ceva în frigider. De obicei îmi fac rezerve vineri înainte să mă întorc de la un loc de muncă din Sacramento. Deschise frigiderul, scoase un sandwich învelit în hârtie albă și îl întinse lui Jack înainte să se întoarcă înapoi la frigiderul deschis. Avem sucuri acidulate, suc de fructe, lapte sau apă. Sau cafea tare. Cafea. Jack rupse hârtia de pe sandwich și mușcă zdravă din el. Unde locuiești, Jack? El înghiți. În parcul de rulote. Mușcă din nou vârtos. Stefan turnă cafea într-o cană termoizolantă cu capac. Mâinile lui Jack tremurau când o acceptă. Ai ceva planuri pentru nebunia de aici? Uită-te! Stefan desfășură planurile și le fixă pe jos. Sorbind din cafeaua lui, Jack le studie.
Ai fi economisit o mulțime de bani dacă ai fi ras clădirea asta din temelii și ai fi început de la zero. Știu, dar aveam nevoie de o provocare. Ce mai provocare? Ce speri să scoți din clădirea asta? Prestez o muncă cu personalitate multiplă. Renovare, restaurare, modernizare. Încerc să păstrez dușa veche. Îmi place fundația pe care ai făcut-o. Frumoasă treabă, apropo. Am căutat să păstrez vechiul stil. La etajul acesta va fi biroul meu și zona de lucru. La etaj va fi zona de locuit. Demisolul voi amenaja cu o sală de jocuri, camere pentru musafiri și alte cele. Încă nu știu. Chiar acum înlocuiesc scândurile din podea. Vino să vezi. Geacă-l urmă, târându-și piciorul drept la fiecare treaptă. Se uită la garniturile de metal care susțineau acoperișul. Ei bine, asta este o notă modernă, desigur. Intenționez să-l lași așa aparent? M-am tot gândit la un tavan înalt, rotunjit, dar n-am mai făcut niciodată așa ceva și nu sunt sigur că vreau să lucrez cu Ipsos la înălțime. Ce zici de grinzi din Sequoia? Oh, sigur, nicio problemă, pufni. Dacă ești rudă cu Rockefeller, de ce nu îți sufli și țevile acelea cu aur? Ar fi mai ieftin și ai avea un design cu totul nou. Bun, ce propui? Jack sorbi încă o gură din cafea, privind în continuare tavanul. Ai ridicat tavanul suficient cât să-ți faci un pod. Închide-l, izolează-l, podește-l și poți să-ți faci acolo spațiu de depozitat. Pot să-ți construiesc un cadru pentru paiantă dacă îl poți instala. Eu unul nu mai pot lucra pe scară. Și gletuitul? Știu pe cineva care se pricepe la gleta întâia. Niște cornișe ar arăta bine aici. Vei avea încălzire centralizată cu aer? Nu știu, sigur încă. Te va costa o avere să pui asta în practică. Un pod izolat te va ajuta și poți să montezi niște ventilatoare în tavan. Altfel o să te coci vara aici, ca un curcan de ziua recunoștinței. Privi în jur. Și restul? Spațiu deschis, strict funcțional. Acolo va fi o bucătărioară cu o sobă încastrată, cuptor cu microunde, chiuvetă dublă, mașină de spălat vase, un frigider fixat în perete cu congelator suprapus, iar deasupra bufetului o teșghea pentru mic dejun, rafturi pentru cărți și o consolă pe peretele acela. Te-ai putea gândi la un pat, Murphy. Ar fi în ton cu designul tău schizoid și ți-ar păstra spațiul deschis. E o idee bună. Când vrei să începi lucrul? Glumești. Nu, de fapt mi-ar prinde bine o mână de lucru chiar acum. Paul puse receptorul în furcă și se prăbuși înapoi în scaunul său de la birou. Era a noua plângere în 4 zile legată de muzica pe care o alegea Eunice pentru serviciu divin de duminica dimineața. Solo-ul ei recent ridicase murmure de nemulțumire și dezgust din partea întregii biserici. Dacă i-ar fi împărtășit și lui selecția ei de imnuri, i-ar fi spus să aleagă altceva. Acum el era cel care trebuia să asculte toate plângerile și să încerce să netezească penele zburlite și sensibilitățile exagerate ale câtorva donatori importanța ai bisericii. Chiar și Sheila făcuse observație despre alegerea lui Eunice când venise la sesiunea ei de consiliere. Toată ideea aceea de sânge îmi creează repulsie. Acum problema era cum să-i spună lui Eunice. El se simțea inconfortabil la ideea de a-i spune soției sale că îi pricinuia necazuri. Muzica fusese întotdeauna unul din cele mai importante aspecte din viața ei și partea ei de slujire. Eunice are o voce frumoasă, pastore Paul, îi spusese Ralph Hanson de unăzi. Cuvintele pe care le căuta au fost însă cele care i-a deranjat atât de mult pe oameni, pe care le cânta. Dacă dorim să-i atragem pe cei mai tineri din adunarea noastră, trebuie să menținem muzica antrenantă. Noul asociat John Derman nu era de acord, dar el nu era de prea mult timp în biserică pentru a-și face o părere despre program.
Paul trebuia să-l pună la curent cu câteva lucruri. Eunice era în bucătărie când ajunse acasă, cu un castron de salată verde pe bufet și o carafă cu sos de salată făcut în casă. Tocmai scotea bucățile de piept de pui dintr-o marinată și le aranja într-un vas. Cum a fost ziua ta? Plină, își desfăcu cravata. Arată bine. Când el privi, el simți o împunsătură ascuțită de vinovăție. Mă duc să mă schimb în haine de casă. Avea nevoie de ceva timp înainte să discute cu ea despre plângerile care îi se aduceau. Ea puse vasul cu carnea de pui în cuptor. Care e problema, Paul? Ea vorbea calm. Se rezemă cu spatele de bufet, privindu-l în ochi. Privirea ei era curată, nevinovată. Ea era problema. O să vorbim după ce mă schimb. Își aruncă jacheta pe fotoliu de lângă fereastră și se duse în dressingul lor. Nu putea face un caz atât de mare din asta. Nu trebuia decât să-i explice. Ea avea să asculte și avea să fie rezonabilă. Întotdeauna era. De ce avea senzația asta neplăcută în stomac, că lucrurile nu aveau să mai fie la fel după seara aceasta? Nu trebuia decât să-i ceară să aleagă muzica compatibilă cu slujbele lui, pline de amabilitate față de cei din lume. Ea avea să înțeleagă. Când văzu lumânările aprinse pe masa din sufragerie, simți cum îi se face rău. Își ocupă locul în capul mesei, se rugă, sublinind chemarea lor de a-i atrage pe alții la Hristos. Ce te frământă, Paul? Să mâncăm mai întâi. Tăie o bucată potrivită de piept de pui și o îndesă în gură, sorbi o gură de apă cu gheață și înghiți. E prea uscat puiul? Nu, e excelent, ca întotdeauna. Ea luă șervetul alb de pe masă și îl întinse în poală. Ai o întâlnire în seara asta, nu? Abia la 8. Eu plec la 7:15. Unde te duci? E miercuri. Și? Particip la studiul biblic al lui Samuel. Iritat, Paul o privi peste masă. Credeam că ne-am înțeles. Oamenii și-ar putea face o idee greșită despre motivul din care te duci. Oamenii care participă la studiu nu mai vin la biserica noastră. Iritarea lui se transformă în furie. Ce vrea să însemne asta? Așa stau lucrurile, Paul. Ea luă o îmbucătură mică de pui, el își lăsă furculița de mână. Ce se petrece, Eunice? Ce se petrece cu tine, de fapt? Ea îl privi surprinsă. Ce vrei să spui? De ce te duci, de fapt, la Samuel? Ea îl privi în ochi. Pentru a studia Biblia și a petrece timp cu credincioșii care ne sunt totodată prieteni. E locul în care pot fi eu însămi. Nu are din întâmplare vreo legătură cu Stephen Decker, nu? Și el participă la studiul acela biblic, din câte știu. Ea rămase cu gura căscată. Nu mai participă. De ce? Îl privi drept în ochi. Ce insinuezi? Stai departe de el. Ea își lăsă furculița de mână. Stephen a încetat să mai vină imediat după ce am început eu să merg. S-a mutat în Rockville. Pe tine te iubesc, Paul. Cu siguranță nu te îndoiești de asta. Privirea ei îl irita. Nu mă îndoiesc. Luă încă o bucătură din carnea de pui. Atunci ce ai vrut să spui cu ceea ce tocmai ai spus? Se gândi la Sheila și înghiți în bucătura de pui. Lasă, nu-i important, uită. Ce se petrece, de fapt, Paul? Nu era ca și când ar fi avut o relație cu soția lui Rob Atherton. O sărutare, asta era tot ce se întâmplase. Nimic. Bău jumătate de pahar cu apă și încă simțea cum îl cuprinde fierbințeala pe gâtlej în sus. Se concentră la cina lui. S-o lăsă în baltă, bine? De ce ești atât de roșu la față? Își lăsă cuțitul și furculița de mână cu zgomot. Pentru că sunt supărat, bine? Ea tresări, iar ochii se făcură mari. De ce trebuia să-l privească ea așa?
Avea un fel de a se purta care îl stârnea la culme. Poate că mă îndoiesc de credincioșia ta. Ai vreo idee câte probleme mi-ai pricinuit săptămâna asta? Oare o făcea intenționat? Ea-și lăsă mâncarea neatinsă, își ridică creștetul și îl privi din nou în ochi. Ai putea la fel de bine să-mi spui, ca nu cumva să te neci cu vorbele care stau în gât. Bine, ai deranjat câteva persoane foarte importante cu cântările pe care le-ai ales în ultimele câteva duminici. Și la cine te referi când spui persoane foarte importante? Pe cei cu bani? Se simți din nou năpădit de căldură în față. Inima îi bubuia. Strângând pumnii, se holbă la ea. Poate că tu îți permiți luxul de a fi imparțială, eunice, dar eu nu. Oamenii se simt deranjați. Facturile bisericii trebuie plătite. Totul ajunge să se blocheze la un moment dat. Asta vrei? Acum tot ce facem în lucrare se bazează pe câți bani intră? Vrei să ne certăm? De când s-a mutat Tim la mama mea, ești tot arțăgoasă. Nu sunt arțăgoasă, Paul. Jelesc. Iarăși îl întărâta. Și mie mi-e dor de el, să știi, sunt tatăl lui. Continua să o privească apăsat. Nu începe iarăși, Eunice. Nu mai vreau altă zi ca cea de azi. Trebuie să-mi urmez conștiința, Paul. Nu-i venea să creadă că-l sfida. Și eu nu? Asta vrei să spui, nu? Ea-și plecă creștetul. Tăcerea ei era un răspuns limpede. Cred că trebuie să iei o pauză în lucrarea muzicală, până când îți revizuiește atitudinea. Ei pierise pofta de mâncare. Nu se mai putea nici măcar preface că era foame. Uite ce e. Nu vreau să-ți rănesc sentimentele, Eunice, dar mi-ai trădat încrederea pe care mi-am pus-o în tine. Te-ai ridicat împotriva lucrării. Ea își împături șervetul și îl puse înapoi pe masă. Nu poți mulțumi pe toată lumea, trebuie să faci alegeri. Eu le-am făcut pe ale mele. El își împinse scaunul înapoi. Câțiva oameni au găsit imnurile pe care le-a ales deprimante. Cum ar putea fi deprimante? Vorbesc despre mântuire. Știi ce vreau să spun? De ce trebuie să-mi faci treaba asta atât de grea? Am măcar dreptul de a mă apăra? Sau s-a luat deja o decizie? Spune-mi pe cine și cum am ofensat. Ai ales săptămâna trecută două imnuri despre sângele lui Hristos. Mai ții minte? 2 din 6. Apoi ai cântat un solo despre răstignire. Sunt unii oameni, inclusiv unul dintre prezbiterii noștri, ca să nu mai vorbesc de alții, care găsesc subiectul acesta departe de a fi atrăgător, ca să nu spun altceva. Mă înțelegi acum? Își regreta duritatea, dar el stârnise. Se schimbase mult în ultimele câteva luni. Cândva făcea totul pentru a-l mulțumi pe el. Acum se simțea de parcă ar fi fost încleștați într-o luptă pe viață și pe moarte. El tângea după liniștea zilelor de demult. Pe atunci nu trebuia decât să facă o aluzie, iar ea se pleca. Nu îi se împotrivea niciodată. Nu se amesteca. A existat o vreme când mă ascultai, Paul. Încă te ascult. Expresia de pe fața ei se înmuie. Atunci sper că vei lua ce-ți spun așa cum se vrea, intenționată, cu dragoste. Lua adânc aer în piept. Dacă oamenii noștri nu vor auzi despre Iisus, care și-a vărsat sângele pentru ei, în predici, trebuie să audă despre asta în muzică. Cu toată dulceața din vocea ei, cuvintele l-atinseră ca o palmă ce îi pleznea cu putere obrazul. Îmi pare rău că ai o părere atât de proastă despre lucrarea mea. Am o părere foarte bună despre tine, spuse ea cu blândețe. Te iubesc. Atunci ai putea încerca să mi-o arăți. Dragoste înseamnă loialitate. Dragoste înseamnă a-ți spune când greșești. Poate că trebuie să-ți aduci aminte care
să-ți aduci aminte care ți este locul. Eu sunt pastorul, nu tu. Și care este rolul meu, Paul, dacă nu să fiu sinceră cu soțul meu? El o privi preț de o clipă. Nu o să faci niciun compromis, nu? Nu. Mă tem că am făcut deja prea multe compromisuri. Bine, Eunice, cum vrei tu. De acum înainte, la Von Lockford va alege muzica. Ochii ei se umplură de lacrimi. Crezi că lui Lavone îi pasă la fel de mult de lucrarea ta cum îmi pasă mie? Cred că ești puțin confuză în ce privește rolul pe care îl ai de jucat în viața mea. Ar trebui să fie ajutorul meu potrivit. În schimb, ai devenit un obstacol. Nu cu tine mă lupt, Paul. O, ba da, exact asta faci. Este o luptă în plină desfășurare, Paul, dar este una spirituală, nu fizică. El tremura. Și crezi că tu ești mai spirituală decât mine, nu? Te crezi un creștin mai bun? Știi ce cred eu despre toate astea? Cred că te-ai ridicat împotriva mea de când s-a mutat Tim la mama. Cred că e vorba doar despre resentimentele tale, despre autocompătimirea ta și despre faptul că încerci să-mi plătești acum pentru tot ce crezi tu că am greșit ca tată. Încearcă să negi asta, încearcă numai. Lacrimile se rostogoleau în voie pe obrajii ei. Cât de puțin mă cunoști, de fapt. Indiferent că îți dai seama sau nu, satana te folosește împotriva mea. El o privi și văzu cum se face albă la față cavarul. Satisfăcut, o lovi din nou. O să vorbesc cu Ralph de dimineață și să vedem dacă există vreun alt domeniu în care te-am putea folosi. Ochii ei scăpărară. Te rog, nu! Ce nu? Să nu mă aștept să te porți cum se cade ca soția mea? Nu mai încerca să mă folosești. Cred că e mai bine dacă stau deoparte o vreme. El se simți de parcă l-ar fi lovit cu pumnul în față. Și ce ar trebui să le spun eu oamenilor? Spune-le că sunt bolnavă. Ești bolnavă? Da, Paul. Mă doare inima de ceea ce am văzut în biserica noastră. Paul își aruncă șervetul peste cina pe jumătate mâncată și își împinse scaunul de la masă. Ies să alerg, dar nici după o milă nu reuși să scape de vinovăția care îl urmărea. Samuel termină de ceruit de sotoul și hotărâ că era o zi bună să iasă la o plimbare cu mașina. Trecuseră câteva săptămâni de când bătuse Stefan Decker ultima oară la ușa lui. Samuel se gândi că n-ar strica să se ducă până în Rockville să vadă cum se derula noul său proiect. Nu mai pornise într-acolo de o mulțime de vreme. Nu de când Bjorn Svensson fusese dus la azil. Evitând autostrada, apucă pe un drum liniștit de țară. Cu geamurile coborâte, se bucura de vântul cald ce adia pe brațele goale. Simțea mirosul nisipului fierbinte și mirosul migdalilor care erau gata de recoltă. Când intră în Rockville, nu se putu abține să nu se întrebe cum de alesese Stefan să plece din Centerville și să se mute într-un oraș ale cărui zile de glorie apuseseră de mult. Nu a avut deloc dificultăți să găsească clădirea lui Stefan. De fapt, începu să râdă. Oare Stefan știa? Sau avea Dumnezeu un simț al ironiei? Parcă pe stradă, când coborâ din mașină, auzi sunetul înalt al unui fierăstrău electric mușcând dintr-un lemn. Ușa de la intrare era deschisă, iar mirosul de rumeguș intens. Cineva bocănea dedesubt. Un tâmplar uriaș își ridică ochii. Căutați pe cineva? Samuel estimă că avea peste 2 metri înălțime. Pe Stefan Decker. Hei, șeful, aveți un musafir. Întreabă-l ce vinde, strigă Stefan. Uriașul măsură cu privirea. Sunteți agent de vânzări? Nu, mă numesc Samuel Masson, sunt un prieten. O, domnule, știu cine sunteți. Își scoase mănușa și întinse mâna. Sunteți învățătorul din Biblie de care îmi tot turuie șeful. Numele meu este Carl. Dar toți îmi spun munte de om. Strigă după Stefan.
Hei, șeful, e Samuel Mason. Ei, fii și tu mai ospitalier, bărbate, oferă-i un suc. Îndrumă-l spre demisol. Spune-i să aducă și câteva doze de suc cu el. Bine, bine, de parcă mai plăti. Zâmbindu-i lui Samuel, arătă cu capul. Lada frigorifică este acolo, serviți-vă, scările sunt în spate. Samuel scoase 3 doze de suc. Căldura înăbușitoare de la parter cedă în fața răcorii pietrelor și cimentului. Stefan stătea cu un picior pe o cutie în timp ce se apleca deasupra unei planșete, studiind planurile împreună cu un tânăr cu părul prins într-o coadă. Îndreptându-se de spate, Stefan zâmbi. Samuel, mă bucur să te văd. Întinse o doză tovarășului său și deschise cealaltă doză. Samuel, vreau să ți-l prezint pe Jack Bodene. Jack, domnul este Samuel Mason, mentorul meu în studiul biblic. Își dă dură mâna. Mă bucur să vă cunosc, domnule Samuel. Și eu? Tânărul avea ochii îmbătrâniți. Și cum ți s-a părut orașul? Stefan își ridică doza. Ești și tu de aceeași părere ca și restul populației că mi-am ieșit din minți? Nu. Îmi irosesc banii și timpul? Depinde. De ce? De ce vrea domnul? Stefan râse. Habar nu am în privința asta. Haide, să-ți prezint puțin lucrurile. Samuel îi întâlni pe Hector Mendoza și pe Carl Davis la etaj. Clădirea urma să fie un juvaier în mijlocul unui morman de moloz, și tocmai în centrul orașului, nici mai mult, nici mai puțin. Nimic nu era la întâmplare. Samuel nu se putea abține să nu zâmbească. Avusese nevoie de o aducere aminte că Dumnezeu era suveran. Și iată dovada, solidă precum stânca credinței pe care stătea Stefan. Slavă Domnului! Omul face planuri, dar Domnul este cel care face să propășească. Stefan propuse să facă toți o pauză. Munte de om, Jack, Hector și Carly se alăturară la demisol. Se așezară cu toții pe scaune rabatabile, bucurându-se de răcoarea zidurilor din piatră. Știi, m-am tot gândit, Stefan schiță un zâmbet. Păzea, amigos, el hombre are încă o idee trăsnită. Scapă care poate, Stefan zâmbi. Există vreo șansă să vii aici în Rockville o dată pe săptămână și să ne ții un studiu biblic? Sunt prea bătrân ca să mai zăbovesc pe drumuri noaptea. Nici o problemă, poți să nopta aici, o să-ți pregătesc cea mai bună încăpere din casă. Dacă te lasă să alegi, ia demisolul, îl sfătui munte de om. Samuel își dădu seama că Stefan vorbea serios. De ce nu îl ții tu? Am încercat, dar oamenii ăștia au mai multe întrebări decât răspunsurile pe care le am eu. Samuel privi în jur la micul grup de bărbați. Ar fi fost plăcut să facă un salt și să înceapă un nou grup, dar simți că domnul îl trăgea în altă direcție. Mai discutăm despre asta. Stefan încuvință și schimbă subiectul. Samuel rămase încă o jumătate de oră. Ar fi timpul să plec, să se poată întoarce oamenii ăștia la lucrul lor. Stefan îl însoți afară și îl întrebă din nou despre conducerea unui studiu biblic. Știi, tânărul meu prieten, Domnul te va echipa pentru orice slujbă îți va încredința. Tu ai ani de experiență și o viață de om de studiu în spate. Trebuie să începi și tu de undeva, Stefan. E un moment bun pentru asta. Îmi lipsesc serile de miercuri. Grupul acela a fost familia mea din biserică. Și nouă ne lipsești. Vin toți în continuare? Sally și Charlie vin în continuare. Și eu unice. Oh! Stefan râse încetişor. Nu te uita așa la mine, Stefan. E mai bine dacă stau departe. Abi știa. Da, Abi știa. Amândoi știam. Doar că eu am uitat. Bine, fă-mi plăcerea și mai uit odată, bine? Își dădu seama că nu numai Eunice îl ținea departe. Ce altceva te mai frământă? Paul mă frământă. I s-a dat suficientă funie cât să se poată spânzura cu ea. Ce vrei să spui?
Nimic, lasă. Stefan zâmbi trist. După cum îți dai seama, mai am mult până să învăț să-mi iubesc vrășmașul. Samuel nu-și dăduse seama că sentimentele lui Stefan erau atât de înfocate. Am avut și eu luptele mele în ce-l privește pe Paul. Da, presupun că le-ai avut. Nu Paul este vrășmașul Stefan. Noi nu ne războim cu carnea sau cu sângele. Știu. Își dă dură mâna lângă de Soto. Samuel urcă și lăsă geamul jos. Roagă-te pentru el. E mai ușor de spus decât de făcut. Eu mă rog de ani de zile, fă din asta un act de ascultare. Va fi greu o vreme, dar îți pot spune ceva, Stefan. Nu vei putea să continui să-l urăști pe Paul dacă te vei ruga pentru el. Dumnezeu îți va da o altă viziune despre ce poate fi Paul dacă se va preda din nou. Porni motorul. Adu-ți aminte, Hristos a murit pentru noi pe când noi eram încă păcătoși. Paul va avea o mulțime de lucruri pentru care să răspundă într-una din zilele astea. Stefan nu părea că s-a bucurat de gândul acesta. Samuel simți din nou delicatul imbold. Dumnezeu dorea ca el să spună mai mult. Trebuie să știi, Stefan, fii pregătit. Pentru ce? Nu știu încă, dar știu că într-una din zilele acestea Paul Hudson va avea nevoie de noi. Când va veni ziua aceea și nu cred că e departe, noi va trebui să fim gata pentru orice ne-ar cere Iisus. Ridicându-și mâna, Samuel porni din loc ieșind din curbă. Nimic nu era la întâmplare. Imboldurile nu erau aproape niciodată întâmplătoare. Vântul fierbinte năvăli în mașină, aducând odată cu el miresmele din Central Valley. Pacea se lăsă peste Samuel în timp ce se îndrepta spre casă. O scumpă și inexplicabilă pace. Mesajul pe care îl trimisese Dumnezeu să-l ducă fusese recepționat. Paul asculta la membrii comitetului de construcție și se simțea tot mai plin de disperare și de dezgust în coșul pieptului. Totul părea să meargă pe dos. În loc să lucreze împreună, toți își urmăreau doar propriul interes. Gerald Boham își petrecuse un sfârșit de săptămână la Nob Hill în San Francisco și participase la serviciile de la Grace Cathedral. Acum era înnebunit de ideea unui labirint. L-am putea amenaja în noua sală multifuncțională. Pentru ce? Marvin își turnă încă un pahar cu apă. Ei bine, ideea este că oamenii pășesc pe o cărare spirituală. Există diferite opriri în interiorul labirintului. Altul pufni cu dispreț. Adică la fel ca opririle din drumul crucii? N-am văzut asta într-o biserică catolică. Dar care e ideea? Dorise să știe un altul. Un labirint nu este ceva ce creează confuzie? Nu. Eu am văzut ideea asta altfel. Când ajungi la capătul lui, ai ajuns la desăvârșire. Doar pentru că ai călcat pe niște dale din podea? Te oprești și citești instrucțiunile la fiecare câțiva pași și meditezi la ceea ce spune. Apoi mergi mai departe și tot așa. Mie îmi sună mai degrabă a religie New Age, spuse Paul. Ei bine, poate, dar nu încercam noi să-i atragem și pe adepții New Age. Noi am concepe mesajele. Cât ne-ar costa așa ceva? Marvin era întotdeauna interesat de un singur lucru, banii. Era treaba lui ca responsabil cu finanțele bisericii. Câteva mii, cred, nu cine știe ce. Nu cine știe ce, pufni Marvin, de-abia ne descurcăm și așa. Avem nevoie de fiecare bănuț care intră în caserie pentru a plăti facturile pe care le avem chiar acum. Paul simți cum îl năpădește sudoarea pe ceafă. Credeam că am încheiat subiectul dărniciei pe luna asta. Marvin se roși. L-am încheiat, sigur că l-am încheiat. Nu spun că nu ne ajunge ce avem, doar că nu avem un surplus pe care să-l cheltuim pe vreun proiect nou. Deci ce spui? Fața lui Gerald se întunecă. Că ideea mea e proastă? Am spus eu că e proastă? Doar scumpă. Va fi scumpă. Bine, spuse Paul rapid. Bine.
E o idee la care să ne gândim, Gerald. Și ai dreptate, Marvin. Trebuie să avem grijă de buget. Poate că am putea o pune pe lista lucrurilor la care să ne gândim anul viitor. Fu nevoie de câteva minute ca tot să se liniștească din nou, iar stomacul lui începea să facă ravagii. Spiritele erau încinse în seara aceasta. Nimeni nu mai părea să fie de acord cu nimic, în afară de faptul că mai erau foarte multe de făcut. Poate că ne-ai putea propune una dintre strălucitele tale idei de strângeri de fonduri, Jerry, spuse Marvin pe un ton care ar fi putut fi luat drept serios sau serios combativ. Marvin, Paul îi aruncă o privire grăitoare. Nu avem nevoie de încă o strângere de fonduri deocamdată. Vine Paștele, spuse Gerald, dărnicia crește întotdeauna de sărbători. Și dacă nu, Marvin era întotdeauna pesimistul. Nu putem aștepta până la sărbătoarea de Crăciun să strângem bani, Paul. Și care-i problema? Gerald, la atac. La ședința trecută mi se părea că ne spuneai că avem destui bani să terminăm cu bine trimestrul. Ei bine, așa credeam că va fi, doar că am avut niște cheltuieli neprevăzute. Ce fel de cheltuieli? Întrebă cineva. Cu bărbatul care a căzut de pe scară, Tibbitson, vă amintiți, costurile tratamentului sunt ridicate. Dar cum rămâne cu asigurarea? Încă mai sunt câteva lucruri de care trebuie să mă interesez, dar deocamdată Tibbitson spune că are nevoie de fizioterapie. Toți începură să vorbească deodată. Paul începea să se simtă ca un pompier care încerca să stingă incendiile ce se îndreptau vertiginos către un lan de grâu. Când era evident că nimeni nu mai auzea pe nimeni, bătu cu pumnul în masă. Urmă o tăcere de șoc. Încercă să râdă încetişor. Haideți să respirăm puțin, da? Ce-ar fi să-mi dați fiecare rapoartele voastre și să parcurg eu totul? Chiar acum, haideți să ne calmăm și să ne bucurăm de restul mesei. Mi se pare o idee bună. Marvin luă o gură din desertul său și ceilalți fură de acord. Deci, începu Paul, dornic să schimbe subiectul la teme mai plăcute. Am auzit că fiica ta a primit o scrisoare de acceptare la colegiu, Hal. Se cuvine să te felicităm. Nu se va duce dacă am și eu un cuvânt de spus în asta. Cum adică? Are o idee nebună să devină misionar. I-am spus că o să o trimit la USC, dar nu am de gând să irosesc 25.000 de dolari pe an ca ea să se poată duce la nu știu ce colegiu creștin pentru a se pregăti pentru o slujbă care se plătește mai prost decât cea unui funcționar de la poștă, pentru nimic în lume. Paul avea o durere sfâșietoare de cap când întâlnirea lor luă sfârșit. Pe drum spre parcare, bărbații discutau despre faptul că în seara aceea soțiile lor participau la o petrecere cu lumânări. Aromaterapia este ultimul răcnet. Cristin face o grămadă de bani de când a devenit reprezentant. Da, a făcut-o pe nevastă mea să aprindă tot timpul lumânări de acelea. Îmi dau seama în ce dispoziție este de cum intru pe ușă. Dacă e lavandă, încearcă să se calmeze după ceva. Iar dacă e scorțișoară, plutește dragostea în aer, ha, Don? Râseră cu toții. Eunice se simte mai bine, Paul? Puțin. O ia încet. Jesse spune că îi se pare că a slăbit. Gerald discută despre slujba lui Jesse ca asistentă la liceu și la cât de multe fete vin la ea, arătând ca niște etiopiene lihnite de foame, pentru că vor să semene cu nu știu ce star de cinema. Larry îl bătu pe Paul peste spate. O să o pun pe Cristin să vă aducă niște lumânări. Eunice se va simți mai bine, cât ai zice pește. Cristina are niște amestecuri de plante care au garantat efectul de a însănătoși. Paul nici nu vroia să se gândească la ce ar fi spus Eunice dacă ar fi intrat Cristin în casa lor cu lumânări pentru aromaterapie. De când a renunțat la cor, meditează foarte mult la scriptură. O, asta e bine, și Cristin meditează. Are o încăpere întreagă amenajată pentru asta. Săptămâna trecută a cumpărat o fântână. Spune că sunetul apei curgătoare îi liniștește sufletul. Umple o masă întreagă cu lumânări, stinge luminile și ascultă Iani. Spune că o ajută să se simtă centrată.
Poate că de asta are nevoie unice, să se centreze. Să se centreze pe ce? Ar fi vrut Paul să întrebe, dar n-o făcu. Gerald s-ar fi putut simți ofensat. Le ură tuturor noapte bună și se îndreptă spre noul său Lexus, parcat în partea îndepărtată a parcării. Îi auzea pe toți vorbind în timp ce se îndreptau spre mașinile lor. Nevastă mea are o duzină din CD-urile acelea cu muzică celtică, le ascultă tot timpul. E mai bine decât muzica rock pe care o ascultă copilul meu. Paul acționa telecomanda, deschise portiera și urcă în mașină. Expiră prelung, deschise și scoase medicamentele pe care le prescrisese medicul. Stomacul îi crea din nou probleme. Telefonul mobil îi vibră în buzunarul jachetei. Îl scoase și l-aruncă pe scaunul alăturat, unde zornăi ca un șarpe de cu clopoței. Cu stomacul contorsionat, se apucă de volan până se mai liniști durerea. Apoi luă telefonul și apăsă o tastă. Recunoscu numărul colorat într-un verde gălbui strălucitor. Sheila. Ceasul de la bord arăta ora 10 și 18. Ispita îl învălui. O simțea înfigându-și ghearele în el și emițând curenți fierbinți prin tot trupul său. Ghearele se preschimbară în colți care îl devorau. O putea suna pe Eunice și să-i spună că avea o urgență. Sau putea ignora apelul. Rob Atherton era din nou plecat într-una din călătoriile lui de afaceri. Știa de asta pentru că Sheila îi spusese dimineață când o îmbrățișase pe Eunice. Ar trebui să vii pe la mine să notăm, Eunice. Mi-e urât singură, singurică. Rob va fi plecat toată săptămâna, se duce iarăși în Florida. Sheila o sărutase pe Eunice pe obraz. Ești atât de palidă, dragă, puțin soare ți-ar prinde tare bine. Ea îi zâmbise lui apoi ca și când ar fi făcut-o întâmplător întreacăt. O, și dumneata ești invitat, desigur, pastore Paul. El râse, făcu remarca așteptată că era din nou sărmanul soț uitat. Nu o putea privi pe Eunice în ochi de teamă că i-ar fi putut citi vinovăția din ei. Nu călcase strâmb decât o singură dată, atât. Dar Eunice nu știa și ceea ce nu știa nu putea răni. Iar el nu avea să îngăduie să se mai repete. Apucând volanul strâns cu o mână, întoarse cheia în contact. Casa era liniștită când intră. El văzu că lumina era aprinsă în sufragerie. Eunice ședea cu capul lăsat pe spate, cu ochii închiși, cu Biblia deschisă în poală. Pentru o clipă avea senzația unui déjà vu, doar că era vorba de mama lui. Poate că era doar din cauza că Eunice avea atât de multe în comun cu ea. Întotdeauna citea din Biblie, acum chiar mai mult decât o făcuse când erau la începutul căsniciei lor. Ea își deschise ochii și îl descoperi privind-o. Pare obosit. A fost o întâlnire aprinsă? Un fiasco. Se simți de parcă ar fi fost într-o groapă cu noroi împreună cu niște luptători profesioniști. Dar nu avea de gând să-i spună nimic din toate astea lui Eunice. A fost bine, am rezolvat câteva lucruri. Reușise să-i cărmuiască din nou și să țină lucrurile sub control. Ea și închise Biblia și o puse pe masa laterală. Vrei să vorbim? Nu chiar. Ultimul lucru pe care și-l dorea de fapt era o discuție intimă cu soția lui. Majoritatea gândurilor pe care le avea în ultimul timp nu suporta să le discute cu soția lui. Se îndrăgostea de Sheila Atherton și se temea că nu putea face nimic în această privință. Cred că mă duc la culcare, sunt frânt. M-am rugat pentru tine, Paul. El își ridică creștetul. I-ai zâmbit sigură pe sine. Nu că nu m-aș fi rugat întotdeauna pentru tine. Zâmbetul ei se spulberă când îi văzu privirea. Doar că am avut sentimentul că în seara aceasta ai avut nevoie de rugăciune stăruitoare. El se bucura de faptul că lumina era estompată, ascunzând faptul că roșise. Vreun motiv anume? Nu știu. Știi tu vreunul? El se gândi din nou la Sheila și se simți umplut de rușine. Nu, totul e în regulă. Îi zâmbi trist.
Conștiința îi se zvârcolea. Dar nu te opri. Ea se ridică și stinse lampa de pe masa laterală. Felinarele de pe stradă luminară sufrageria suficient cât să o vadă că se îndrepta spre el. Ea îi atinse fața cu tandrețe. Te iubesc. Știu, se simți sugrumat. Și eu te iubesc. O iubea, doar că nu la fel de mult cum o iubise cândva. O lipi de el și o auzi inspirând ușor. Știu că uneori nu pare așa, dar te iubesc. Vreau să o iubesc, Doamne. Ridicându-i bărbia, o sărută. Ușor, la început, până când îi veni Sheila în minte. Se gândi că totul era în regulă până când se trezi mai târziu și se trezi singur în pat, cu așternutul rece în locul unde ar fi trebuit să se afle Eunice. O fâșie de lumină se ițea pe sub ușa ce dădea spre baia alăturată. Se ridică. Era pe punctul să bată la ușă când auzi plânsul înăbușit al lui Eunice. Nu încetişor, ci cu hohote înăbușite. Îi veni atunci în minte imaginea lui Hristos spălând picioarele ucenicilor. Paul își închise multă vreme ochii, apoi se întoarse în pat, atent să nu scoată niciun sunet. Ea reveni în pat o oră mai târziu și se ghemui sub plapumă departe de el. El îi simțea căldura. Paul rămase treaz în întuneric. Încercă să se roage, dar mintea îi hoinărea mereu. Când o luase viața lui razna în așa hal? De ce avea impresia că nu mai reușea să se descurce cu nimic? Probabil de vină era ceva din mâncarea de la club. Poate că se îmbolnăvea de gripă. Trebuia să înceteze să-și mai facă griji tot timpul. Dumnezeu spusese că nu trebuia să se îngrijoreze. Era păcat. Totul era sub control. Paul a țipi, iar mintea îi rătăcea încoace și încolo, precum valurile de pe malul unui ocean. Înota în ocean, iar apa era rece. Indiferent cât de înflăcărat înota, curentul continua să-l ducă tot mai aproape de stânci. Vedea apa lovindu-se cu putere de ele, spuma albă. Neajutorat în fața puterii oceanului, se lovi de stânci. Nu reușea să se apuce de nimic cu mâinile. De fiecare dată când reușea să se agațe de ceva, curentul smulgea înapoi. Era târât într-o masă imensă de alge. Picioarele îi se încălceau și valurile continuau să-l izbească, împingându-l, lovindu-l, acoperindu-l cu o greutate covârșitoare. Nu reușea să iasă la suprafață pentru a respira. Se lupta îndârjit să se elibereze, lumina străbătând stratul gros alunecos de alge de deasupra lui. Aer! Avea nevoie de aer! Plămânii se spărgeau, inima exploda. O mână se întinse spre el de sus, dar se temea mai mult să se apuce de ea decât să se nece. Se trezi subit. Era încă întuneric, iar inima îi bubuia. Se întinse și descoperi că Eunice se sculase. Ceasul arăta 5:30. Se sculase, probabil pregătea cafeaua de dimineață. Tremurând, înghițind greu, încercă să se relaxeze. Încercă să-și spună că era doar un coșmar. Nu însemna nimic. Dar nu putea scăpa de sentimentul că Dumnezeu încercase să-i spună ceva de multă vreme și că el nu putea auzi ceea ce îi spunea el.